Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat! Vreau să povestim astăzi despre parfumuri de nișă. Am aici lângă mine 3, 4, 5, 6, 7 parfumuri. Aș putea să spun că sunt top 7 parfumuri de nișă pentru mine. Dar ideea acestui clip a plecat de la o idee pe care am primit-o în comentarii și vă mulțumesc tare mult și îmi sunt de mare ajutor ideile voastre. Am plecat de la ideea de a face un video cu 10 parfumuri pe care le-aș cumpăra dacă aș începe colecția de parfumuri. Dacă n-aș mai avea niciun parfum și aș vrea să-mi cumpăr 12 parfumuri. Ok? Să-mi fac o colecție de 12 parfumuri și m-am gândit eu că mi-aș cumpăra 5 parfumuri de designer și 7 parfumuri de nișă. Da, cu ele aș începe colecția de parfumuri și cumva clipul acesta este 2 în 1. Avem top 7 parfumuri de nișă, 7 parfumuri favorite pe care le-aș cumpăra dacă nu aș mai avea niciun parfum și 5 parfumuri de designer. Ați văzut deja clipul cu top 5 parfumuri de designer. Despre ele este vorba, avem Devotion, Valentino Donna Bornirома Intense, Burberry Goddess, avem Guerlain, L'Instant și La Belle de la Jean Pogotier. Și pentru că deja v-am povestit despre ele, de fapt am vrut să fac 10 parfumuri cu care eu aș începe o colecție de parfumuri, dar pentru că deja am făcut top 5 parfumuri de designer, mai aveam să vă arăt 5 parfumuri de nișă. Dar nu pot eu să mă opresc la 5, ci de aceea astăzi vorbim despre 7 parfumuri de nișă și da, aceste toate parfumuri ar fi unele pe care le-aș cumpăra dacă nu aș mai avea niciun parfum în colecție. Acum, la categoria asta de parfumuri de nișă, sinceră să fiu, ar mai fi fost câteva pe care voiam să le includ neapărat, dar sunt cumva influențată și de vremea de afară, pentru că este cald și pentru că parfumurile de iarnă le-am băgat în dulapul în care eu nu umblu și am unul în care fac rotația asta, dar sunt un pic influențată de vară. Și ar mai fi fost Ia, de exemplu, aș fi inclus Ia pentru că este un parfum cu cacao care mi-e place foarte mult și mai erau și altele, dar nu pot să renunț la acestea și am și aici parfumuri pentru perioada rece și parfumuri gurmande și cozy și de toamnă, deci am pus favoritele, le-am pus aici. Doar că cu siguranță aș fi avut 10 parfumuri de nișă favorite. Și după cum vă spuneam, acestea ar fi cele 12 parfumuri pe care le-aș cumpăra dacă aș începe colecția de parfumuri. Și voi începe cu parfumurile de vară sau pentru perioada ceva mai caldă. O să încep cu Kirche. Pentru că Kirche este un parfum pe care îl și port astăzi și la care nu aș renunța sub nicio formă. Dacă nu aș mai avea niciun parfum de vară, mi l-aș cumpăra pe Kirche și aș putea să-l port toată vara. Asta pentru că mi se pare mie deosebit. Este tropical, este fructat, este puțin crud așa, nu știu, are o aromă fructată, acrișoară, tropicală, moscată, curată, dulce totodată. Deci este un parfum foarte, foarte interesant și puternic. Îmi place că nu este prea mult, este destul de aerisit, este genul acela de parfum pe care îl simți în aer mai mult decât îl simți pe tine, de exemplu. Deci pur și simplu te îmbracă așa într-o bulă parfumată și îl simți la orice mișcare. Kirche este un parfum favorit pentru această vară. Nu știu ce o să mai fie. Întotdeauna se schimbă, de aceea vin și cu update-uri pentru că descoper alte și alte parfumuri și oricum cred că
Mai am niște parfumuri noi în colecție pe care voi încă nu le-ați văzut, care ar putea să intre în acest top sau ar putea să înlocuiască ceva, dar o să vorbim la un moment dat și despre acelea. Dar Kirche, cu siguranță ar fi unul dintre parfumurile pe care le-aș cumpăra imediat dacă n-aș mai avea niciun parfum în colecție. Îl ador pe acest nebun. Haideți să mergem mai departe cu un alt parfum foarte, foarte puternic pe care de-abia aștept să-l port în această vară și care îmi place și mi se pare atât de altfel. Este diferit de tot ce am încercat până acum, de tot ce am purtat, de tot ce aș fi pus înainte să-l cunosc în categoria de parfumuri de vară, deci nu m-aș fi gândit niciodată că o să iubesc un astfel de parfum încât să-l pun în acest top. Chiar îmi era teamă de aroma lui și iată că a devenit unul dintre parfumurile mele preferate de nișă. Este vorba despre Sex and the Cinerolli de la Francesca Bianchi, un parfum foarte puternic, foarte intens. Două pufuri sunt de ajuns pentru... ce pulverizator are, pentru întreaga zi. Deci, este o combinație. Nu pot să zic că se simte neroli, se simte un fel de ananas, dar nu este nimic foarte clar. Este o combinație interesantă. Este și pudrat, este și dulce, este și un pic așa greoi și sexy. Este altceva. Deci dacă voi căutați un parfum de vară, bine, poți să-l porți și în altă perioadă a anului, nu doar vara. Deci mi se pare purtabil tot anul. Dar e atât de plăcut și atât de diferit. Dacă vreți un alt fel de parfum, testați acest Sex and the Cinerolli, dar testați-l, că nu este de joacă cu parfumul acesta. Avem neroli, cocos, ambergris, zibetă, este puțin animalic, mimoză, miere, vanilie, petit grain, imortele, iris, benzoin, santal, labdanum, trandafir, bergamot și vetiver. E foarte frumos. Foarte frumos și mai mult decât îl simt frumos pe piele, îl simt în aer. Minunat! Deci în aer se simte o aromă atât de faină și v-am spus, este puțin animalic, este puțin pudrat, este mieros, este dulce. Se simte și o aromă de ananas, dar o altfel de aromă de ananas, nu știu cum să vi-l descriu, este un parfum complex și foarte frumos și puternic. Deci este bombiță acest Sex and the Cinerolli. Următorul parfum este unul gurmand, un parfum pe care mi l-aș cumpăra, cred că primul. Dacă aș rămâne fără toate parfumurile, aș începe colecția cu Kirche și cu Bianco Latte. Da, Bianco Latte este cel mai frumos parfum gurmand din colecția mea, asta pentru că se apropie foarte bine de ce vreau eu și de ce caut eu la un parfum gurmand. Este lăptos, este caramelicios, este pudrat, este vanilat, este superb, superb din toate punctele de vedere și da, acoperă foarte multe parfumuri gurmande. Deci, cam asta caut eu în general. Un parfum gurmand care să acopere multe parfumuri și să-l port cu mare, mare plăcere. Să nu caut să cumpăr 20 de parfumuri gurmande, ci să iau unul de care să mă bucur oricând vreau să port ceva dulce. Și acesta trece cu brio. Testul este minunat și cu siguranță îl cunoașteți și voi. Toată lumea știe, este un parfum popular și pe bună dreptate. Acum trecem mai departe la un alt parfum gurmand, dar care este potrivit și în perioada ceva mai caldă
și cel mai frumos parfum cu bezele din tot ce am încercat eu până acum. I don't need a prince by my side to be a princess este parfumul acela versatil pe care poți să-l porți și primăvara și când este mai cald. Eu pot să-l port și acum pe caniculă pentru că pot și pentru că nu mă deranjează. Dar oricum este un parfum destul de aerisit, el are acolo și niște citrice, da, se usucă pudrat și miroase a bezele, dar are o deschidere de fructe, avem și lămâie, ceai verde, ghimbir, deci nu este atât de, nu este necăcios absolut deloc. Miroase foarte, foarte bine și cu siguranță mi l-aș dori în colecție dacă nu aș mai avea niciun parfum, pentru că aș vrea ceva cu bezele, dar ceva dulce pe care pot să-l port și în perioada mai caldă și acesta este minunat și, de exemplu, aș putea să-l port mai degrabă în serile de vară. Serile mai răcoroase, că nu toată vara murim de cald și n-aș putea să renunț la el. Un alt parfum pe care mi l-aș dori cu siguranță în colecție și este din nou în topul preferințelor mele, Commodity Milk. Eu am varianta expresiv, parcă. Nu mai știu, da, expresiv, nu scrie pe asta. Semnul acesta ne spune care este varianta, dar da, este Milk, cel din mijloc, pentru că după el mai este Milk Plus. Avem aici lapte, marshmallow și mosc. În bază avem tonka și mahon. Aici nu simt bezelele așa cum le simt în acesta. Deci sunt două parfumuri cu bezele total diferite din punctul meu de vedere. Aici avem un parfum care este foarte potrivit toamna. Foarte potrivit, foarte potrivit. Este o îmbrățișare de toamnă, este parfumul acela cozy pe care vrei să-l porți în perioada rece și este și mai lemnos și mai spicy, dar este și dulce și un pic bezele mai mult arse, ca un foc de tabără cu bezele arse. Și avem și partea aceea lemnoasă foarte interesantă, este și mai spicy, este cozy, este dulce, este deosebit, diferit, foarte frumos, Milk. Am văzut că a apărut un nou parfum de la Commodity, unul cu fructe. Doamne, cred că este ceva ce trebuie să am eu în colecție. Bineînțeles că o să ajungă și la noi când expiră popularitatea, nu știu când, dar cu siguranță o să-l vreau în colecție și acum le găsim și pe Military Shop, aceste parfumuri de la Commodity. Și pe... Mai am două parfumuri despre care vreau să vă povestesc, ultimele două din top 7 parfumuri de nișă, dar sunt două parfumuri care se duc într-o altă zonă decât ce ați văzut până acum. Avem Gurmandul Perfect, avem parfumul Cozy Perfect. Avem aici un parfum care este și feminin, și gurmand, și versatil, și dulce, și plăcut, și de toate. Aici avem parfumul Sexy, perfect pentru vară, puternic, îndrăzneț și foarte, foarte intens. Apoi avem parfumul Tropical pentru vară, și proaspăt, și suculent, și zemos, și un pic crud, kirche. Așa că aveam nevoie să includ în acest clip. De fapt, m-am gândit că dacă eu aș începe o colecție de parfumuri, aș avea nevoie de două parfumuri ceva mai romantice, feminine romantice, ușoare, și am ales în primul rând Jo Malone, English Pure Ambrosia. Știți că este parfumul meu preferat de la Jo Malone, pentru că aveam nevoie de un parfum clean, floral, dulceag, proaspăt, versatil și romantic, da? Este un parfum foarte, foarte frumos.
Și ultimul parfum despre care vorbim, din nou, un parfum feminin și romantic și tineresc și girly. Sau poate nu chiar atât de tineresc. Adică mie mi se pare că parfumul acesta poate fi purtat de către oricine. Are ceva matur acolo. Ceva ce găsim în parfumurile clasice. Floarea asta de portocal. Ei bine, avem bezele. Bezele, o aromă diferită de ce găsim în Milk sau în Princess. Deci bezelele sunt diferite aici. Și eu dacă aș mirosi parfumul acesta în magazin, nu aș spune că simt bezele, în niciun caz. Aș putea să spun că simt un parfum, știu notele și de aceea pot să zic da, este un parfum cu bezele. Dar dacă aș mirosi parfumul fără să îl fi testat vreodată și fără să fi citit despre el vreodată, aș putea să spun că simt o floare de portocal pufoasă, fluffy, un parfum dulce, floral, foarte feminin, un parfum romantic, aș putea să spun, versatil totodată, intens, dens, dar nu greu și foarte plăcut. Un parfum pe care poți să îl porți la o nuntă, dar poți să îl porți și la club, adică se duce în orice direcție vrei tu. Da, cam acesta este topul meu cu cele 7 parfumuri de nișă. V-am spus că aș mai fi adăugat și altele, dar mă rog. Și cumva parfumurile pe care eu le-aș cumpăra dacă mi-aș începe colecția de parfumuri. Sper că v-a plăcut clipul acesta și aștept cu mare, mare drag să-mi lăsați idei. Vreau să rămân la top 5 pentru că sună mai bine. Nici nu vreau top 10 pentru că mi se pare prea mult. Adică o să încerc să rămân la 5, la top 5 și eu aștept să-mi spuneți în comentarii top 5 parfumuri. Ce top 5 ați vrea să vedeți pe canal? Da, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați un like, să vă alăturați dacă doriți să susțineți acest canal și eu o să vin cu clipuri suplimentare, o să vin în comunitatea de membri cu tot felul de oferte pe care le găsesc pentru ca voi să găsiți, să faceți cele mai bune achiziții. Să aveți o zi minunată! V-am pupat! Pa, pa!